Bună ziua, oameni buni! Vă prezint pandativul auto, cruce, Sfânta Treime. Acest pandativ auto este realizat din lemn lăcuit. Pe o parte are gravată răstignirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, iar pe verso are încorporată o cruce din metal argintiu. Crucea pandativului este sfințită de preoți călugări români și a fost atinsă de mormântul părintelui Arsenie Boca de la Mănăstirea Prislop din județul Hunedoara. Această formă a crucii are în capătul fiecărui braț forma de frunză de trifoi care simbolizează Sfânta Treime, Dumnezeu Tatăl, Iisus Hristos Fiul și Sfântul Duh. Creștinismul a transformat crucea dintr-un instrument de tortură, aducător de moarte, într-un obiect sfânt, dătător de viață, prin jerfa și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Astfel, străvechiul simbol al intersecției cerului cu lumea pământeană a devenit un semn al mântuirii și al biruinței. Crucea pandativului auto are 4,7 cm înălțime și 3,5 cm lățime, fiind groasă de 6 mm. Dacă doriți să comandați acest pandantiv auto Cruce Sfânta Treime, găsiți linkul mai jos în descrierea videoclipului. Vă mulțumesc și vă doresc o zi binecuvântată!